Salut! Avem o plantă de aloe vera care a început să producă pui. Vedem că la baza ei aceasta are trei noi lăstari produși. Dar deja îi observăm. Unul din ei este rezultat din tulpină. Vedem aici punctul de inserție, cu un cutter cuțit îl îndepărtăm, îl tăiem. Al doilea și al treilea sunt tot la fel, sunt din tulpină. Aceștia nu se vor dezvolta bine dacă îi lăsăm în continuare aici. Planta va fi solicitată intens, așa că trebuie să îi îndepărtăm. Și pe acesta îl voi secționa cu cutterul. Îi secționez punctul de inserție din tulpină. Așa. Și avem deja doi pui. Și la al treilea trebuie să procedăm la fel. Căutăm punctul de inserție și îl detașăm. L-am scos și pe cel de-al treilea. Cu această ocazie facem și toaletarea plantei mame, îndepărtând frunzele bazale care au început să se usuce. Și gata. Acum am îndepărtat cei trei pui, pui pe care îi voi pune la înrădăcinat într-un vas cu apă. Și astfel, din acești trei noi mlădițe, vom avea plante noi. Noi lăstari i-am pus într-un păhăruț cu apă, în așa mod încât apa să acopere doar un centimetru de la baza acestuia, baza vasului, deci să nu fie înnecați în prea multă apă. Un centimetru cu apă este suficient. Acest păhăruț îl voi așeza la fereastră, într-un loc luminos și călduros, pentru ca rădăcine să producă cât mai repede. Vă recomand ca apa pe care o folosiți la înrădăcinarea plantelor să nu fie apă de la ghiuvetă, pentru că aceasta conține clor, să fie apă de la un izvor. Este mult mai indicat. Acum voi urmări la câteva zile nivelul apei, voi face completarea de rigoare și în felul acesta, după o lună de zile, cu siguranță vom avea noi rădăcini. Aceasta este operațiunea de astăzi prin care am îndepărtat trei noi lăstari produși de aloe vera, lăstari pe care îi punem la rădăcinat și astfel vom avea din nou trei plante. Fac mențiunea că doar acest soi de aloe vera, acesta care are aceste pete albe, este aloe vera pentru consum, aloe vera medicinală. Cele care nu au aceste pete pe frunze
nu sunt destinate consumului uman. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!